totodată ne aflăm în zona Maslavcea, o zonă foarte frumoasă și, după părerea mea, una deosebită pentru țara noastră din punct de vedere turistic. Ascunsă departe de ochii lumii, păstrăvăria de la Naslavcea se poate mândri cu cel mai gustos păstrăv somonat, dar și cu o priveliște deosebită. Proprietarul continuă să investească pentru a crea o agropensiune fără precedent. Noi creștem păstrăvul, creștem pui de casă, creștem în parteneriat și porcei de casă. Aceste produse noi le pregătim în cadrul restaurantul nostru. Totodată avem mai multe camere de hotel pentru 27 de persoane în total. Totodată avem mic restaurant închis, avem mai multe terase, avem sală de conferință, bazinul deschis cu apă, adică apa care noi o încălzim, din electricitate care tot noi o producem. Locurile stâncoase și împădurite l-au făcut pe Dumitru să implementeze mai multe proiecte pentru a deveni independent energetic. Datorită Uniunii Europene, pensiunea a fost dotată cu panouri fotovoltaice. Adică noi încercăm la maximum să implementăm energia și ideile noastre aici. Adică fie asta horticultura, agricultura clasică, turismul, agroturismul sau piscicultura. Adică peste tot unde e posibil de folosit locații unde noi ne aflăm, noi o încercăm să facem la maximum. Turiștii care vin să viziteze acest frumos loc sunt întâmpinați cu cele mai alese bucate. În primul rând, cel mai gustos și cel mai sănătos pește din țara noastră, pe care noi o creștem, păstrăvul somonat, cu nutriențuri aduse din Nederlanda, zona pe care voi vedeți împrejurul nostru, e zona ecologică pură, apă pură și energetică pură. Ceea ce facem noi, asta este o, nu știu, asta nu este o afacere, este o dedicație pentru visurile noastre pe care o realizăm și în perspectivă poate ar fi să devină un business de profit. Aflat într-o vizită de lucru, ambasadorul Uniunii Europene în țara noastră a vizitat locația și a discutat cu proprietarul despre proiectele implementate, dar și despre planurile de viitor pentru dezvoltarea pensiunii. Мы сегодня были в Наславче. Во-первых, мы видели очень интересные места Инима Молдови между Украиной и Молдовой. Прекрасный вид на обе страны, на реку, на это ущелье большое. И, конечно, сейчас мы посещаем одно из местных предпринимателей, который буквально из ничего создал прекрасное место и для отдыха, и для выращивания и овощей, и рыб. И я думаю, что это тот путь, который, я надеюсь, все больше будут молдавские предприниматели, поскольку он своим примером показал, что возможность есть.